Ce se întâmplă cu un om după ce cade? Cam ce facem noi cu cineva care cade? Păi noi ca oameni prima dată ne asigurăm că nu ne pătează imaginea. Și primul pas e că facem stânga sau dreapta împrejur și țuști, să nu fiu pe lângă el. Știți cum procedează niște prinși de poliție? Îmi spunea cineva de ceva vreme în urmă că a mers la un festival de ăsta diabolic, nici nu vreau să-i spun numele, că nu vreau să-i fac publicitate, și acolo fiind sărăcuțul oleșinat, bine, cu consumat combinații de... Da, vreau să fac o clarificare aici, dacă îmi zice vor sădi vin și le vorbea vinul, să știți că nu se referă la vin. Da? Pentru că nici prinși de război nu mai sunt război. E la sens spiritual, adică vinuri vechi și limpezite sunt lucrări supranaturale Duhului. Da? Amin? Deci ca să nu credeți că vara asta aveți voie să beți, da? Pentru care aveți probleme cumva, online cu ea vorbim. Da? Și sărăcuțul de el a căzut cu capul într-o toaletă, a fost găsit după ce taică-sul și maică-sul l-au găsit cu greu, ăsta era prunc de penticostali. De-aia vă vorbesc vouă, deci nu zic așa numai. Și ce-a făcut prima dată prietenii lui? Cu alcool la bord, o știu să fugă. O comandat un taxi și a dispărut. Toți prietenii lui. M-a abordat mama și mi-a zis, ascultați-mă, nu-mi vine să cred că l-au lăsat toți și l-am găsit cu greu. După ce cu disperare am mers din zonă în zonă să-mi caut băiatul care era leșinat. Pentru că asta fac oamenii. Când ai căzut, salutare popor. Nu te mai aștepta să te sune cineva. Dacă te sună, zice, din greșeală te-a sunat. Din greșeală. Se vrea să spun în această seară ce face Dumnezeu cu un căzut. Mă înfioară ideea asta. Repet, noi oamenii ne asigurăm că ne-am reglat conturile, ne asigurăm că n-avem nici un mesaj de la el, ca dacă cumva e în perioada de probațiune și poliția e pe urmele lui, să nu cumva să mergem să dăm o declarație, dacă se poate dispărem din țară, să nu fim cu ei, în echipa lor, da? Noi ne ștergem orice posibilitate de a recunoaște că l-am cunoscut vreodată pe omul ăla și ne facem nevăzuți și dispărem. Ce face Dumnezeu cu un căzut? Citesc din Biblie și Biblia zice, iată că în vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David. Dar Dumnezeul e căzut. Pricepi? Pricepi că te faci de minune cu el? Pricepi că e căzut? Societatea l-aruncă la garbage, la gunoi, la coș. Societatea zice, n-am nevoie de el, că nu mai produce nimic, nu-i mai relevant, nu mai are niciun sens în viață, mi-o povară. Dacă se poate, ștergeți-l din arhive. Și trist e că și noi creștinii procedăm uneori la fel. Eu nu zic că trebuie să fii prieten cu căzutul. Că nici la curvarul din Corint, Pavel nu i-a zis, mergeți și stați la taclale cu el și glumiți cu el ca să-l face să se simtă mai bine că nu a făcut nimic. Nu, lăsați-l o vreme să fie afectat de păcatele lui, dar ce face Dumnezeu cu un căzut? În primul rând, Biblia spune așa, voi drege spărturile. Cu un căzut, Domnul, în primul rând, vrea să-l repare.
Domnul se oprește în dreptul unui om căzut și are această dorință. Se uită la toate zonele care sunt fisurate din viața lui spirituală, se uită la toate căile prin care a intrat păcatul în viața lui, se uită la toate teritoriile pe care Satan le-a lăsat în viața lui să fie vulnerabile și le-a creat ca niște cadre, căi de acces, breșe prin care a intrat păcatul, și intrând păcatul în viața acelui om, a intrat apoi lejeritatea, obișnuința cu păcatul, ideea că e ok și așa, ideea că nu știe nimeni, ideea că Dumnezeu nu-i chiar așa de dificil și nu-i chiar așa de rigid și că Dumnezeu într-un final în bunătatea lui o să-i facă bine. Și când a intrat o spărtură în viața unui om, are Dumnezeu un plan. Planul lui Dumnezeu este să repare spărturile. Poate că în viața ta există anumite zone periculoase, anumite zone prin care diavolul vine încet, tiptil, furișându-se și nu-l observi, nu-ți dai seama, nu vine din prima, nu vine rigid, nu vine împotriva cuvântului, vine foarte fin în viața ta. Există în inima ta, există în vasul tău spiritual, există fisuri, există spărturi pe unde lemnul Duhului Sfânt se scurge pe nevăzute, pe nesimțite, pe neobservate. Există așa ceva? Am să dau o veste bună în seara asta. Domnul Iisus Hristos e prezent aici. Și Domnul Iisus Hristos are o mână gingașă, are o specializare extraordinară să repare spărturile. El va drege. El. Doamne, nu trimiți numai un înger, nu. Fiind personal. În domeniul în care există o fisură, în locația, la nivel de minte, la nivel de atitudine, la nivel personal, să știți că cele mai mari căderi n-au început prin păcate mari deodată comise. Au început prin fisuri, o neatenție, se spunea deja, o neveghere, o posibilitate de a pleca urechea la ideea că merge și așa, că e ok și așa. Și încet, încet, păcatul vine și creează nu doar o ușă mică întredeschisă, rupe ușa și îți intră în viață și creează zone pe unde poate intra. Să știți că și cei ce ajung să fie demonizați într-o zi au fost mai întâi afectați, ispitiți, momiți, atrași. A intrat cel rău cu o propunere în viața lor mică, minoră. Încet, încet, lăsând teritoriul diavolului, au început duhurile și cohortele demonice să aibă posesiune asupra acelui suflet. Ce face Domnul cu un om căzut? Repară spărturile. Mă întreb dacă în această seară în sufletul tău există vreo spărtură. Poate că inima ta e doar cioburi. Și eu mă tot mir și mă tot gândesc cât de mare poate fi îndurarea lui Dumnezeu. Cât de mare este mila lui Dumnezeu. Cât de multă e bunătatea Domnului. Nu pot înțelege de ce Dumnezeu ne vorbește. De ce Dumnezeu ne dă har. De ce Dumnezeu ne mai întinde o mână. Vorba profetului, parcă vrea să ne tragă cu funiile dragostei. Există zone pe care Duhul Sfânt în seara asta trebuie să le repare. Gândește-te la întrebarea asta. 2. Ce face Domnul cu un om căzut, zice Biblia? Îi voi ridica dărâmăturile. Nu-l rad de pe hartă, zice Domnul. Nu mă duc să-l arunc la gunoi. Nu-l scot în afara sferei de influență a societății. Dărâmăturile lui am un plan special. Le voi trata cu atenție, ridicându-le. Un bărbat a ajuns să fie singur, marcat de o durere adâncă, Neemia este numele lui, și spune cuvântul Domnului în una Chișleu, Neemia 1:1, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda, i-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Dar tu n-ai alte informații care să te intereseze. Și chiar nu te interesează altceva. Nu te interesează relieful, cum arată oamenii pe acolo, mă refer la business-ul care e acolo. Nu te interesează prosperitatea financiară. Nu. Știți ce zice Neemia? Mă interesează de oameni. Mă interesează de suflete. Știți ce Dumnezeu lucrează atunci când ne adunăm împreună? Pentru că ne interesează de oameni. Ne interesează de suflete.
Când îți muți focusul de pe lucrarea lui Dumnezeu pe altceva, indiferent ce acel altceva, Dumnezeu se retrage. Să te intereseze oamenii. Care este nivelul lor spiritual? Care sunt situațiile pe care ele traversează? Prin ce trec ei? Am întrebat. Ei mi-au răspuns, ascultați ce raport groaznic. Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Ierusalimul era emblema prezenței lui Dumnezeu. Ierusalimul era capitala cetății în care Dumnezeu își manifesta autoritatea. Și zice raportul ăsta, cel mai important loc de pe planetă e dărâmat. Și porțile care este simbolul emblemei lui Dumnezeu, pe unde intra altădată prezența Domnului, pe unde intrau altădată preoții Domnului, pe unde intrau împărații investiți în lucrare, sunt arse de foc. Semn că dușmanii au fost biruitori. Totu-i doar dărâmături și arsuri. Ce faci, Neemia? Neemia zice, mă retrag din jobul meu. Îmi dau demisia. Mă retrag din jobul meu bine plătit. Împărate, nu mai am chef să stau la masa ta, egal cine ești. Nu mă mai interesează de binele meu propriu. Începe să-mi pese de poporul lui Dumnezeu. Am șezut jos, versetul 4 spune, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Domnului, Dumnezeului cerurilor. Și începe să mărturisească și să zică, Doamne, te-am supărat, n-am păzit poruncile tale, legile, orânduirile pe care ni le-ai dat prin robul tău, Moise. Ce faci când cineva cade lângă tine? Trimiți rapid un mesaj? Ai auzit cu căzut? Te simți așa ușurat că a fost oricum concurentul tău, concurenta ta? Și zici, vezi, las că știu. Ce faci? Cum reacționezi? Ai tu inima lui Dumnezeu? Ai tu acea stare, acel simțământ pe care îl are Dumnezeu pentru oamenii pierduți? Vreau să spun ceva, dacă ai căzut cumva, am o veste bună pentru tine. Iisus și astăzi repară spărturi. Iisus și astăzi rezidește. El ridică dărâmăturile tale. Nu știu cât de mari, cât de multe sunt, nu știu în ce domeniu ai dărâmături, nu știu la ce nivel ai ajuns să fii dărâmat. Există dărâmături de tot felul, dărâmături sociale, dărâmături religioase, dărâmături personale, dărâmături familiale, de tot felul sunt dărâmăturile. Nu știu în ce domeniu ai dărâmături în inima ta, în viața ta. Am să-ți spun ceva, ce face Domnul cu un om căzut? 3. Biblia spune și voi zidi iarăși și îl voi zidi iarăși cum era odinioară. Dar, Doamne, nu zidesc oamenii. Nu cei din jur vor fi implicați în lucrarea asta. Domnul zice, nu, eu îl voi zidi. Aleluia! Aleluia! Lăudați să fie Domnul! Imaginează-ți omul ăla care a căzut între tâlhari, omul ăla care nu mai avea niciun viitor, omul ăla care nu mai avea nicio speranță, omul care a coborât de la Ierusalim și a mers la Ierihon și Biblia zice, a căzut între tâlhari. Foarte mulți oameni l-au văzut, l-au judecat, l-au cuantificat, l-au așezat în parametrii minților și au zis, ăsta e cadavru, ne atinge de el ca preot, nu mai am voie să fac slujbă și slujba mea e mai importantă decât el, cadavrul. Vorba cuiva, cine mai oprește mașina în drum pentru un om căzut? Cine mai dă un telefon? Cine mai dă un telefon la un om care e căzut? Cine mai este interesat în societatea contemporană de oameni care nu mai au ce să ofere? Ajută-ne, Doamne, să fim samariteni miloși. Și și-a zis Hristos, du-te și tu și fă la fel. Adică implică-te, fii mâna lui Iisus Hristos în societatea în care te miști, fii piciorul lui Iisus Hristos, fii privirea lui Iisus Hristos, fii auzul lui Iisus Hristos, fii buzele Mântuitorului spunându-i omului că mai are o șansă, că Hristos îl iubește, că viitorul lui nu-și triangul, nu-s medicamentele, nu-i depresia, nu-i atacurile de panică, viitorul lui este ridicarea în numele lui Iisus.
ridicați din dărâmături și trei, rezidiți. Ascultați ce spune cuvântul Domnului și îl voi rezidi, îl voi zidi iarăși cum era odinioară. Poate odinioară cântai și acum nu mai poți cânta. Poate odinioară vorbeai în alte limbi și acum nu mai poți vorbi în limbi. Acum nu mai stai, ți-e frică, ți-e, ai o stare de panică, cântai altădată în alte limbi. Aveai o experiență personală cu Dumnezeu. Îți vorbea Dumnezeu personal. Îți mai spun un singur lucru. De ce se vor întâmpla astea? Versetul 12. Ca să stăpânească rămășița Edomului. În al patrulea rând, ce face Domnul cu un om căzut? Îl restaurează și îl pune într-o stare potrivită să fie stăpân peste păcat. Amin. Purtai targa altădată? Erai dependent de targă? Erai la Bethesda, erai dependent de mișcarea apei? Te interesa un înger? Te interesa ca din când în când să vină un înger, să tulbure apa și primul care sare să fie vindecat? Erai dependent de înger, de Bethesda, de apă, de mișcare, de tulburare? Vreau să te fac dependent de mine, zice Iisus. O să ajung lângă tine și o să spun o întrebare. Nu câți bani ai? Nu cât meriți, nu cât de jos ești. Un singur lucru mă interesează. Vrei să te faci sănătos? Vă invit să vă ridicați. Asta e întrebarea Duhului Sfânt pentru tine, a Mântuitorului Iisus Hristos. Aș vrea să stai cu ochii încheși. E final de an universitar și școlar și nu putem termina altfel decât spunându-ți că dacă cumva ești căzut, dacă cumva ești jos de tot și ești praf și poate zici, mă, aș mai fi vrut să mai fie câteva întâlniri, că dacă o să-mi revin. Da, o să se întâmple ceva în viața mea. Pentru oamenii căzuți, dacă sunt aici fizic sau online, poate că ești într-o mașină și ai avut gând să-ți pui capăt vieții mergând pe autostradă înspre Turda, din Turda, înspre Alba, spre Sebeș, cu 200 la oră să mori în seara asta. Duhul lui Dumnezeu îți spune, parchează un pic pe banda de urgență, puneți avariile. Și ascultă ce-ți vorbește Duhul Sfânt. Indiferent cât ești căzut, indiferent cât de tare ai căzut, și cortul lui David era căzut. Asta nu înseamnă că trebuie să facem regulă din asta și trebuie să cădem, că asta e viața, n-avem ce să facem. Dar vreau să spun ceva. Dacă ești căzută, dacă ești căzut, Dumnezeu are pentru tine patru lucruri pe care vrea să le facă. Unu, vrea să-ți repare spărturile. Slăvit să fie numele Lui. Vrea să-ți ridice dărâmăturile. Vrea să-ți rezidească viața. Și nu uita, vrea să te restabilească, restaurându-te, să fii stăpân peste păcatul care a fost peste viața ta. Iisus i-a zis, ridică-ți patul, slăbănogule, dar am mușchi atrofiați, am blocaj, nu pot să mă mișc, am problemele mele, am falimentele mele, scăzut de multă vreme, de 38 de ani, habar n-ai că sunt distrus, că n-am nicio soluție, nici medicii, nu mai dau nicio șansă. Ridică-ți patul, a zis Iisus. Are și în seara aceasta Iisus Hristos putere? Aleluia Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos este prezent în locul acesta. Dependentul de targă s-a ridicat și targa a început să fie dependentă de el, pentru că Biblia spune și-a luat patul în spate și-a mers acasă în numele lui Iisus. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Aș vrea să vă rugați, dacă până acum n-ați stat cu ochii închiși la rugăciune careva dintre voi, ăsta e ultimul moment în care n-ai voie să stai cu ochii deschiși și să te intereseze altceva. Dacă ai venit pentru șmecherii, dacă ai venit pentru flirtraj, dacă ai venit pentru imoralitate mentală, gândire de altfel, nu-mi pasă pentru ce ai venit. În seara asta Hristos are putere să te elibereze. Bret Kentomena Adias. În numele lui Iisus Hristos există putere de eliberare. Orice duc de împotrivire, îl mustru în seara aceasta și porocește să iasă afară din locul acesta. În numele lui Iisus Hristos, puterea Domnului să fie arătată. Ai nevoie de prezența Domnului. Ai nevoie de sângele lui Iisus Hristos. Ai nevoie ca Domnul să te atingă în seara aceasta. Ai nevoie ca puterea ta să fie mărită. Ai nevoie ca slăbiciunea ta să fie scoasă afară. Tu ai nevoie de Iisus Hristos. Căderea ta trebuie să devină o istorie din seara aceasta. Trebuie să fii atins de puterea lui Dumnezeu. Nu credem în basme penticostale și cum spun unii, cum le spunez ele, basme și tot felul de istorii și de povești. Aici este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu de-a lungul timpului a eliberat drogați. Slăvit să fie Iisus.
Puterea lui Dumnezeu a eliberat proxeneți. Slăvit să fie Iisus. Puterea lui Dumnezeu a eliberat prostituate. Slăvit să fie Iisus. Puterea lui Dumnezeu are o forță extraordinară. Nu mă interesează groapa în care te-a aruncat păcatul. Nu mă interesează cât de jos ai ajuns. Dacă ți se vede doar mâna din groapă, am să spun ceva. Mâna lui Dumnezeu ți-o poate prinde. Bret Kentarias! În numele lui Iisus Hristos există putere. Există putere pentru eliberarea ta. Există putere pentru transformarea ta. Există o forță nevăzută care te ridică în seara aceasta. Aș vrea să stai cu ochii închiși. Și dacă vrei neapărat să ne rugăm pentru tine și dacă vrei să mă rog cu punerea mâinilor și să cer prin credință eliberarea minții tale de pornografie, de masturbare, de trăiri murdare ascunse, de programări hoteluri murdare, să trăiești în curvie fizică. În numele lui Iisus Hristos rostim în această seară eliberare. Bretele că o semenovela Radia Zohe. În numele lui Iisus Hristos există putere de eliberare. În seara aceasta orice duc de curvie să părăsească locul acesta. Orice minte afectată de păcat să plece, orice necredință, orice îndoială, orice panică, orice nesiguranță. Nu știu care sunt dărâmăturile tale. Poate că trăiești într-un moment în care ești la marginea despărțirii, tu care ai familie, ești gata să divorțești și mă asculți online. Este seara în care Domnul te poate ridica. Dacă este cineva aici care recunoaște că e în cădere, poate n-a ajuns jos de tot, dar în cădere liberă, spiritual vorbind, și simte în seara aceasta care are nevoie de o atingere supranaturală, să facă asta printr-o decizie a unei mâini ridicate, voluntar, să spună: Domn, Doamne, ai milă și de mine, ai milă și de mine, ai milă și de căderea mea, ai milă și de sufletul meu, ridică mâna mai sus să te vadă cerul, să te atingă Duhul lui Dumnezeu, să te atingă sângele lui Iisus Hristos. O să intrăm în această rugăciune, ne rugăm cu toții cu credință. Domnul este prezent aici să te elibereze, chiar dacă n-ai ridicat o mână, tu ai nevoie de Domn. Nu, tu ai nevoie de prezența lui Dumnezeu. O să spună diavolul: nu veni în seara asta, că mi-a fost și altă dată și n-ai primit eliberare. Ba da, să vii, chiar dacă te-ai botezat la ultimul botez și ai o problemă, ai o dărâmătură în viața ta, ai o spărtură în sufletul tău, ai o gaură în inima ta. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. El are în plan să te ridice în seara aceasta. O să intrăm în această rugăciune. Dacă vrei să fii eliberat sau eliberată, dacă vrei să fii stăpân în numele lui Iisus Hristos și să stăpânești păcatul din viața ta, băiat sau fată, oricine ești, există putere în numele lui Iisus. Există putere de eliberare. Te aștept să îngenunchezi aici în față, să ne rugăm special pentru tine, ca Domnul să-ți aducă eliberare. Intrăm cu toți în rugăciune, nimeni nu se uită la nimeni, fiecare se roagă. E seara eliberărilor, e seara descătușărilor, e seara în care căzuții au șansă la rai, au șansă în prezența lui Dumnezeu. Dacă e hotărâri noi de pocăință, hotărâri de sfințenie, Domnul e prezent aici să ia acte deciziile tale și să te ridice, să-ți repare viața, să-ți transforme inima, să o pună pe o cale potrivită cu planul lui Dumnezeu. Intrăm cu toți în rugăciune.